Ne aflăm în cea de-a treia săptămână a stării de urgență în cazul pandemiei de coronavirus, iar unii constanțeni par să nu înțeleagă recomandările autorităților de a sta în casă. În cartierul social, Henri Coandă este forfotă mare, iar acest lucru îl observă oricine ajunge acolo. Este o lume parcă ruptă de realitate. Copiii se joacă pe stradă, iar adulții ies din case fără motiv și fără o declarație pe propria răspundere. Echipajele jandarmeriei și ale poliției locale sunt mereu prezente și depun tot efortul pentru a menține ordinea, însă acestea se lovesc de indiferența locatarilor certați cu legea. Buletinul vreau acum al dumneavoastră. Păi nu l-am. Datele atunci, vreau și eu datele dumneavoastră. Datele dumneavoastră. Cum vă numiți, cine sunteți? A, mă lăsați să iau? Măi, nu vă lasă să iau, pentru că eu trebuie să spun cine sunteți. De ce nu aveți la dumneavoastră declarația? Păi n-am, domnule, n-am la tine. Păi trebuie să o aveți, e obligatorie. În plină pandemie de coronavirus, în cartierul social Henri Coandă, se pare că astăzi este o zi obișnuită de primăvară. Copiii se joacă pe străzi, iar adulții socializează în fața caselor. Situația este cu atât mai gravă cu cât mare parte dintre locuitorii acestui cartier nu poartă măști sau mănuși de protecție atunci când ies din case și nu respectă nici distanța optimă unii față de ceilalți. A spus că vine să filmeze, dar nu filmează pe nimeni. Georgeta Haidarli are 68 de ani și locuiește în acest cartier de aproximativ 5 ani. Spune că nici în starea de urgență o parte din locuitori nu respectă regulile impuse de autorități. Copiii ies, joacă fotbal până noaptea târziu, cu toate că mașinile vin și îi anunță și îi anunță tot timpul. Cea mai mare greșeală a făcut-o că ne-a băgat la oaltă cu ceilalți, nu fac discriminare. Dar să știți că au zis că se integreze. Ăștia nu se integreze niciodată. Noi îi respectăm, avem clor, spălăm holurile de 3-4 ori pe zi, ne-am pus prosoape cu clor la ușă. Unii sunt nemulțumiți de condițiile de izolare și nu pot înțelege acest lucru. Spun că nu au bani cu ce să-și crească copiii sau să-i ajute pe cei cu dizabilități. Sunt sute de persoane, sute de familii care au nevoie de un ajutor. Doresc să-i ajute cineva să se dea un ajutor până a finalizării virusului, să iasă virusul ăsta. Dacă nu putem ieși, nu putem munci, nu putem să plecăm absolut nicăieri să ne reangajăm. Da. Cu ce să trăim, cu ce să ne susținem, să stăm în case? Stăm în case că ne dorim și noi sănătatea. Nu vrem să ne îmbolnăvim, vrem să scăpăm cât mai repede de acest virus, da? Dar trebuie să aduce și un ajutor. Autoritățile monitorizează constant zona și oamenii legii aleargă efectiv după ei ca să-i bage în case. Băie, ce cauți acolo? Te-am mai trimis de vreo 3 ori până acum acasă. Vedeți acasă dacă nu aveți treabă, în casă, vă rog.